ziua, elevi deștepți! Sunt Margareta Florea, profesoară de limba și literatura română. Suntem la lecția 4-a de studiere a poeziei Lacul. La început de oră, vă îndemn să răspundeți la câteva întrebări pentru a demonstra cunoașterea îndeaproape a poeziei. Care sunt sensurile contextuale ale verbelor a cutremura, a cădea? A cutremura, a clătina, a cădea, a se apleca. Ce câmpuri lexicale sunt prezente în poezie? În poezie sunt cuvinte ale câmpurilor lexicale apă, culori. Care este rolul imaginilor artistice, kinestezice, din poezie? Imaginile kinestezice dinamizează tabloul descris, sugerând palpitațiile interioare ale eului poetic îndrăgostit, aflat în așteptarea iubitei. Numiți două figuri de stil relevante care concentrează universul ideatic al textului. Repetiția verbului a scăpa, să scap din mână cârma și lopețele să-mi scape și enumerația suspin și sufă conturează stările, ideile din cele două planuri real și imaginar, bineînțeles ale eului liric. Cum pot fi grupate figurile de stil din poezie? Pot fi grupate în două categorii, cele ce conturează cadrul plăcut al întâlnirii romantice și cele ale suferinței, neîmplinirii în plan sentimental. Enumerați elementele structurii textului poetic. Și ele sunt titlu, vers, strofă, motiv, literar. Ce rol mai are titlul în poezia studiată? Titlul reluat în primul și penultimul vers devine leitmotiv al temei naturii. Numiți motivele existente în poezie. Motivele prezente în text sunt lacul, codrul, așteptarea, visul de iubire, îmbrățișarea sau sărutul, luna, singurătatea, suferința. Ce planuri se profilează în poezie? În poezie se profilează planurile real și imaginar, celest și teluric. Și a 10-a întrebare, ce formă ia textul în funcție de modurile de expunere existente? Textul ia forma monologului confesiv, având și elemente descriptive. Dacă ați răspuns la toate întrebările corect, meritați un mare bravo! Abordăm subiectul, poezia Lacul de Mihai Eminescu, mesajul textului. Avem să comentăm astăzi mesajul poeziei, referindu-ne la 3-4 repere textuale în jumătate de pagină. Amintiți-vă poezia, ați ascultat-o la lecțiile precedente, mai citiți-o odată și ne amintim elementele structurii mesajului operei literare. Orice operă literară are temă, are idei sugerate. Tema este realizată prin intermediul motivelor literare și ele la rândul lor pot fi prezente în figurile de stil, care figuri de stil sugerează stări, sentimente pe care le trăiește euul liric, toate în unison și atitudinea, viziunea autorului în raport cu aspectele înfățișate și structura operei poate fi sugestivă în anumite situații, deci toate la un loc alcătuiesc mesajul operei literare. Tema, ideile desprinse din temă, atitudinea, viziunea autorului în raport cu tema abordată în operă, de fapt, constituie mesajul operei literare. Am să rog să completați schema de mai sus cu reperele sau exemplele din poezia Lacul. Și vă vin în ajutor cu schema completată deja, deci tema. Poezie este cea a dragostei împletită cu cea a naturii și
în susținerea acestor teme vin motivele literare respective, figurile de stil structurate în două mari categorii creează cadrul mirific al iubirii și exprimă emoții ale eului poetic. Eul liric, discutăm puțin mai târziu despre eul liric. Am discutat la lecțiile precedente despre structura textului, titlu, cele cinci catrene distribuite în două planuri, real și imaginar. Amintesc că mesajul reprezintă semnificația operei în raport cu tema abordată și acum revenim la eul liric, care este prezentat în opera literară poetică în anumite ipostaze, este de diferite feluri și trăiește în funcție de circumstanțele pomenite, menționate, stări, sentimente. Acum ne amintim despre eul liric. Este vocea lirică în poezie. Nu-l confundăm cu poetul, că deseori o faceți. Eul liric este o convenție de exprimare, de fapt, așa precum în opera epică este naratorul. Eul liric este subiectiv atunci când se comunică pe sine și se folosesc verbe la persoana întâi și există în teoria literară și un eu liric obiectiv când comunică un aspect general, se folosesc în texte persoana a treia, a pronumelor, a verbelor, mai ales în pasteluri. Atunci când eul liric nu se implică afectiv, parcă ar sta deoparte și povestește ceea ce vede, reflectă pe marginea celor văzute. Ne mai amintim despre eul liric că trăiește multiple stări și sentimente, în funcție de circumstanțe, ziceam. Este de trei feluri, individual, dacă se folosește persoana întâi singular, eu, colectiv, dacă se utilizează persoana întâi plural, noi, și general, atunci când verbele sunt la persoana a doua, tu. Tu te întreabă și socoate. Poate avea mai multe ipostaze, de patriot, îndrăgostit, înstrăinat, filozof, creator, etc. Vă rog să-l prezentați pe eul liric din poezia Lacul în două enunțuri relevante pentru formularea mesajului. După ce o faceți, comparați cu răspunsul pe care vi-l da. Eul liric, subiectiv, individual, prezent prin mărcile gramaticale, pronume și verbe la persoana întâi, eu trec, ascult, aștept, mi, suspin, sufăr, să scap. Odată cu apariția imaginară a iubitei este partea cuplului, trece în categoria euului liric colectiv, să sărim, să plutim. Este prezentat în două planuri existențiale, în ipostazele îndrăgostitului împlinit, apoi dezamăgit și a cugetătorului, singuratic, în zadar, preocupat de aspirația spre iubirea ideală, care este diferită de cea reală și de aici rezultă melancolia chinuitoare, specific eminesciană. În acest sens, enumerația suspin și sufăr este sugestivă. Dragi elevi, răspundeți vă rog la următoarea întrebare. Cum credeți? De ce planul ideal ocupă în poezie mai mult spațiu? În strofile a doua, a treia și a patra. Ce veți răspunde? Astfel se esențializează dragostea. Se sugerează frumusețea trăirii acestui sentiment. Se potențează ideea superiorității visului față de realitate. Motivați scrierea deosebită cu italice a pronumelui personal ea. Și răspunsul poate fi: cuvântul marcat ortografic scoate în evidență atitudinea de venerație a eului liric în raport cu iubita, într-o chipare a feminității ideale, care răsare asemenea unui astru să ilumineze existența eului poetic. Observați folosirea modurilor personale ale verbelor, care sunt acestea și cum sunt distribuite și ce exprimă. Și răspunsul: verbele conturează cele două planuri. La început, în planul real, se folosesc la indicativ, încarcă, trec,
Apoi iau forma de conjunctiv pentru planul ideal, să răsară, să sărim, exprimând dorința împlinirii. În final, revenindu-se la planul inițial, la ieșirea din stare de visare, se reia modul indicativ, nu vine, sufăr. Următoarea sarcină, comentați construcția rotundă a textului care începe și finalizează cu aceeași imagine a lacului. Ce veți spune? Vedeți? Farmecul și misterul apei determină reveria îndrăgostitului, oglinda lui reflectând luna, cerul, semnele aspirației spre înalt. Omul este determinat de cercul existențial din care iese prin vis. Raportați poezia cu două argumente la două specii ale genului liric studiat. Poezia este o idilă, fiindcă abordează tema dragostei în sânul naturii, dar și un pastel, conținând elemente descriptive ale naturii. Exemplificați ideile dintr-un eventual comentariu al mesajului. Eu vin cu ideile, voi vă gândiți la exemple potrivite ideii. Visul de dragoste determină o transformare miraculoasă a realității din jur. Lacul, prin lucirile lui fine și tremurătoare, încurajând aspirația spre o lume gândită în absolut. Care ar fi exemplul potrivit ideii? Personificarea lacul tresărind în cercuri albe. Să plutim cuprinși de farmec, un alt exemplu. Deci enumerația verbelor la modul conjunctiv ar fi exemple potrivite. Altă idee. Reapariția în final a lacului albastru poate fi interpretată ca o metaforă a spațiului psihic al eu-ului, sfâșiat de imposibilitatea realizării și integrării în lumea ideală, dar mereu tentat de ea. Exemplul potrivit? Lângă lacul cel albastru, titlul, repetiția, leitmotivul lacului. Iubirea dă senzația desprinderii de real, de ieșirea din timp, luna întreținând prin lumina ei, blândă, vraja erotică. Exemplu, să plutim cuprinși de farmec, sub lumina blândei lune, epitetul în versiune, blândei lune. Iubirea este calea de acces la esențele existenței. În absența ei, resimți puternic, precum eu liric, solitudinea și melancolia ratării. Exemplul, să răsară, să plutim cuprinși de farmec, singuratic, în zadar suspin și sufăr, inversiunea și enumerațiile. Acasă, dragi elevi, ați putea să redactați pe jumătate de pagină propriul comentariu al mesajului, referindu-vă la 3-4 repere textuale, să citiți 5 poezii eminescene pe tema dragostei, identificând elemente comune și specifice. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere! Pe curând!